Capitolul 3 Ioram, Împăratul lui Israel Ioram, fiul lui Ahab, a început să domnească peste Israel, la Samaria, în al 18-lea an al lui Iosafat, Împăratul lui Iuda. A domnit 12 ani. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, totuși nu ca tatăl său și ca mama sa a răsturnat stâlpii lui Baal pe care-i făcuse tatăl său, dar s-a dedat la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască și nu s-a abătut de la ele. Meșa, împăratul Moabului, avea turme mari și plătea împăratului lui Israel un bir de o sută de mii de miei și de o sută de mii de berbeci cu lâna lor. La moartea lui Ahab, împăratul Moabului s-a răsculat împotriva împăratului lui Israel. Împăratul Ioram a ieșit atunci din Samaria și a numărat pe tot Israelul. A pornit și a trimis să spună lui Iosafat împăratul lui Iuda. Împăratul Moabului s-a răsculat împotriva mea. Vrei să vii cu mine să luptăm împotriva Moabului? Iosafat a răspuns, voi merge, eu ca tine, poporul meu ca poporul tău, ca mei ca ai tăi. Și a zis, pe care drum să ne suim? Ioram a zis, pe drumul care duce în pustia Edomului. Împăratul lui Israel, împăratul lui Iuda și împăratul Edomului au plecat și, după un drum de șapte zile, n-au avut apă pentru oștire și pentru vitele care veneau după ea. Atunci împăratul lui Israel a zis, Vai, domnul a chemat pe acești trei împărați ca să-i dea în mâinile Moabului. Dar Iosafat a zis, Nu este aici niciun proroc al domnului prin care să putem întreba pe domnul? Unul din slujitorii împăratului lui Israel a răspuns, Este aici Elisei, fiul lui Șafat, care turna apă pe mâinile lui Ilie. Și Iosafat a zis, Cuvântul Domnului este cu el împăratul lui Israel, Iosafat și împăratul Edomului s-au pogorât la el. Elisei a zis împăratului lui Israel, Ce am eu a face cu tine? Du-te la prorocii tatălui tău și la prorocii mamei tale." Și împăratul lui Israel i-a zis, nu, căci Domnul a chemat pe acești trei împărați ca să-i dea în mâinile Moabului. Elisei a zis: Viu este domnul oștirilor, al cărui slujitor sunt, că dacă n-aș avea în vedere pe Iosafat, împăratul lui Iuda, pe tine nu te-aș băga deloc în seamă și nici nu m-aș uita la tine. Acum aduceți-mi un cântăreț cu arfa. Și pe când cânta cântărețul din arfă, mâna domnului a fost peste Elisei și a zis, Așa vorbește domnul, faceți gropi în valea aceasta, groapă lângă groapă căci așa vorbește Domnul. Nu veți vedea vânt și nu veți vedea ploaie, dar totuși valea aceasta se va umplea de apă și veți bea voi turmele voastre și vitele voastre. Dar aceasta este puțin lucru înaintea Domnului. El va da pe Moab în mâinile voastre. Veți sfărâma toate cetățile întărite și toate cetățile alese, veți tăia toți copacii cei buni, veți astupa toate izvoarele de apă și veți strica cu pietre toate ogoarele cele mai bune. Și dimineața, în clipa când se aducea jertfa, iată că a venit apa de pe drumul Edomului și s-a umplut țara de apă. Însă toți moabiții, auzind că împărații se suie să lupte împotriva lor, au chemat pe toți cei în vârstă să poarte armele și mai mari chiar și au stătut la hotar. S-au sculat dis de dimineață și când a strălucit soarele peste ape, moabiții au văzut în fața lor apele roșii ca sângele. Ei au zis, este sânge! Împărații au scos sabia între ei, s-au tăiat unii pe alții, acum la pradă, moabiți! Și au mers împotriva taberei lui Israel. Dar Israel s-a sculat și a bătut pe Moab, care a luat-o la fugă dinaintea lor. Au pătruns în țară și au bătut pe Moab au sfârmat cetățile, au aruncat fiecare pietre în toate ogoarele cele mai bune și le-au umplut cu pietre, au astupat toate izvoarele de apă și au tăiat toți copacii cei buni. Prăștiașii au înconjurat și au bătut Kir Hareset, din care n-au lăsat decât pietrele. Împăratul Moabului, văzând că fusese înfrânt în luptă, a luat cu el șapte sute de oameni care scoteau sabia să-și croiască drum până la împăratul Edomului, dar n-au putut. A luat atunci pe fiul său întâi născut, care trebuia să domnească în locul lui, și l-a adus ca ardere de tot pe zid. Și o mare mânie a cuprins pe Israel, care s-a depărtat de Împăratul Moabului și s-a întors în țară.